sunt Dia și astăzi am revenit pe canal cu un nou vlog. Probabil mă întrebați ce este cu acest titlu. Voi da expose Diana Condurache? Nu. Ideea este că am văzut zilele trecute pe un canal extrem de mare din America, cu interviuri, vloguri, cu vedete. Era un fel de challenge pentru actorii din Riverdale, așa că mi-a plăcut ideea aia și am vrut să iau și eu. Sunt mulți care își caută numele pe Google și se uită ce postări sunt și chestii. Ei bine, eu n-am făcut chestia asta. Faza este că doar îmi voi scrie numele în bara respectivă și voi vedea ce lucruri referitoare la mine sunt cele mai căutate și voi răspunde la ele. Prima dată nu scriu pe Google, scriu pur și simplu în bara de sus. Știți, nu intru pe Google direct. Deci, scriem Diana Condurache și găsim aici Diana Condurache. Da, ok. Diana Condurache înălțime. Se pare că lumea chiar este curioasă ce înălțime am. 1,71. Da. Mulți îmi spuneți că par mai înaltă, dar eu sunt destul de înaltă. Nu sunt pitică, nu sunt înaltă, sunt la înălțimea perfectă pentru o fată. Diana Condurache, bac. Da, am văzut o grămadă de comentarii. Mă întrebați dacă am luat bacul, cât am luat la bac. Vă interesează mai mult decât îmi interesează pe tata chestia asta. Dar haideți să vedem împreună. Nu mi-e rușine, am luat bacul din prima. Deci n-am fost la școală, gen, știți că am avut multe probleme și n-am fost prea prezentă la școală. Căutăm. Condurache, așa. Română 7,7, istorie 5,65. Am urât istoria. Nici măcar n-am vrut să mă bage în bac, dar... Geografie 6,85 și am promovat cu 6,73. Nu mi-e rușine, am luat bacul din prima, abia de-am fost la ore. Sunt mândră de mine. Nici măcar mama nu prea vrea să ia bacul, nici eu, doar sora mea credea, dar... L-am luat. Așa. Trecem mai departe să vedem Diana Condurache Instagram. Instagramul meu este imdianac, îl aveți și aici și în descriere, dați-mi un follow. Și acum m-am gândit să intru pe Google și să scriu Diana Condurache și să văd care sunt cele mai căutate lucruri despre mine. Diana Condurache Instagram, da, deja am zis așa. Diana Condurache versuri. N-am prea multe versuri, că nu prea am melodie. Probabil Diana Condurache versuri din Five Gang sau... nu știu. Diana Condurache Wiki. Wow! Voi chiar aveți impresia că am pagină de Wikipedia? Nu, adică toată lumea poate să-și facă o pagină de Wikipedia, dar ea trebuie să fie aprobată și dacă aș fi avut una, atunci eram și verificată pe Instagram. Dar nu sunt! Diana Condurache Facebook. Facebook-ul meu îl aveți în descriere. E ușor să mă găsiți, scrieți Diana Condurache în bara de search de la Facebook și mă găsiți acolo, am aproape 80.000 de follower pe Facebook, cred, așa, și Diana Condurache YouTube, îmi știți YouTube-ul? Diana că? Dați acolo un subscribe și apăsați și pe clopoțelul ăla, că din câte am înțeles nu prea mai trimite YouTube-ul notificările. Așa, m-am gândit să scriu și Diana Condurache are, să vedem ce are. Diana Condurache câți ani are? Am 21 de ani, atâta mi-a găsit. Am 21 de ani, fac 22 în 14 ianuarie. Să trecem la Diana C. Diana C Instagram. Da. Diana C vârstă, a venit cineva. Am revenit, a venit mâncarea. Diana C vârstă, 21, aproape 22, cum am zis. Diana C poze. Poze cu mine aveți aici, aici, aici și aici. Aveți și pe Facebook-ul meu, și pe Instagram-ul meu, peste tot. Diana că YouTube. Da, multora le este mai ușor să scrie Diana că YouTube, să apară primul link al meu și da. Diana că tricouri. Nu mi-am mai promovat de mult tricourile de pe Letrico pentru că bănuiesc că ar fi cazul să fac altele. Da, să trecem mai departe. Diana că are. Câte ani are Diana că? 21. Știu, nici mie nu vine să cred. Diana C cu Betty. Betty apare pe Google, nu cred. E Diana C cu sora ei. Haideți să căutăm Diana C și Diana C și Betty. De ce e Betty pe Google? Ah, apropo, la București am pus toată sala palatului să facă gălăgie pentru Betty. Asta s-a întâmplat. Să mai
pare că de decât când ați auzit că vin eu să vorbesc. E un pic ciudat. Da. Love, Diana Câș și Alex Alvarez. Bună piesa. Diana Câș și Alex Alvarez versuri. Mă bucur că v-a plăcut atât de tare încât să căutați și versurile. E chiar așa. Astea nu au fost căutări pe Google. Acum voi căuta pe Google. Diana Câș și... Diana Câș și Alex Alvarez Love Download. Mă bucur că și luați. Adică chiar înseamnă mult pentru mine. Diana Câș și Betty Love, Diana Câș și Alex Alvarez, Diana Câș și Alex Alvarez versuri, Diana Câș și Bianca Câș. Sora mea este Bianca Condorache sau Bia sau Biaci. Nu este Bianca Câ. Să căutăm și Diana Condorache și Bianca Condorache. Wow! Faza este că nu dau enter pe Google pentru că știu deja cam ce se află pe acolo. Majoritatea sunt articole din ziar, interviuri, videourile și pozele mele, evident. Facebook-ul, Instagram-ul, fanfiction-urile. Bine, apare doar unul sex cu Diana, că nu pot să fac o poveste pe YouTube cu acel fanfiction pentru că, credeți-mă, prea multe detalii. Apariții TV, articole despre turneul vloggerilor, de unde puteți să vă luați și merch-ul cu Five Gang. Și aveți biletele în descriere, piesele cu Five Gang și Alvi, prezentarea mea de pe site-ul Cerul de la Global, mimuri, versuri, cam asta se află acolo. Am mai dat o dată enter și uitați ce am găsit. O întrebare de pe TPU. Știți ce e TPU? E tot pentru unul. Nu pot să cred că cineva mai folosește așa ceva în aproape 2019. Ce caută mă Diana Condorache în Five Gang? Mie mi-a spart urechile. Nu a fost băgat acolo de milă? Este o întrebare bună. Dar... da. Și văd că mai avem un picuț de timp și am foarte multă energie de când am mai filmat în cameră la mine, doamne. Să căutăm și pe YouTube. Să văd, chiar sunt curioasă, ce căutați voi cel mai mult pe YouTube. Nu voi da enter, dar sunt foarte curioasă. Diana Condorache. Diana Condorache. Diana Condorache, România au talent. Da, asta știu că este foarte căutată, sunt des întrebată despre chestia asta. Am fost la România au talent doar la preselecții. Am un video despre chestia asta, puteți să vă uitați. Are thumbnail-ul ăsta. Este un story time cu experiența mea de acolo. Da, Diana Condorache cover. Păcat că o să-ți apară Diana Condorache cover Justin Bieber. Îmi pare rău pentru asta. Diana Condorache Justin Bieber. Trecem mai departe. Diana Condorache Vocea României. Nu am fost la Vocea României, dar aparent e foarte căutată chestia asta. Diana Condorache Humble. Pe YouTube nu știu dacă sunt videouri cu mine de la Humble, pentru că nu am avut atâtea reușite pe plan personal, dar pana mea. Diana Condorache versus Iuliana Beregoi. Asta e sigur făcută de Justin, gen Justin. E genial băiatul ăla, îl urmăresc de la vreo 10.000 de abonați. E superb. Mai avem aici Diana Condorache muzică. Drăguț. Diana Condorache primul video. Da, este un cover de la... I hate you, I love you. Și Diana Condorache Justin Bieber, te iubesc. Oh my god. Ok, dacă ați ajuns până în punctul ăsta la video, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să reacționez la videourile de pe Dienuța 66. Da. Am zis că este asta la sfârșit, pentru că nu știu câți dintre voi ajungeți la sfârșitul videoului. Nu sunt pregătită să fac acel video, să reacționez la așa ceva, nu am mai uitat la ele de vreo 8 ani. De vreo 6 ani, de fapt. O să-mi fac curaj și dacă vreți asta, dacă strângem 15.000 de like-uri la acest video, o să fac reacția. Promit, pe degețel, jur, pe Betty, voi face chestia asta. Mamă, nu știu ce mă bag pentru că știu că puterea diamantelor e... da, asta depinde de voi. Ok, eu am fost Dia, sper că v-a plăcut acest video. Nu s-a mai făcut în România chestia asta. Am mai văzut că a făcut anul trecut, cred, Vlad Munteanu și-a căutat numele pe Google. Eu n-am făcut chestia asta, eu am răspuns pur și simplu la cele mai căutate chestii de pe Google, n-am dat enter. Dar, da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Dia, vă pup și vă iubi. Niciun fel de stres, am swipe prea mult. Niciun stres. Închide telefonul, dă-l pe mut. Mut, mut. Ăștia ne copiază, nu-i ascult. Da. Mă sună toți, n-am chef, nu răspund. Yeah, yeah, yeah. Sunt la nivel cu 5G. Yeah. Mereu puși pe treabă, puși pe trend. Puși, puși. N-avem timp de pierd.
echivalent.